Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură demarează din 13 februarie campania de informare a fermierilor cu privire la primirea cererilor de plată în anul 2023 sub sloganul Puternici în echipă. Depune la APIA cererea de plată în perioada 1 martie 15 mai 2023. Fermierii din județe vor putea depune cererea de plată în perioada 1 martie 15 mai fără a se prezenta la centrele APIA doar prin accesarea aplicației IPA Online din versiunea Internet, conform manualului de utilizare IPA Online. Începând cu această campanie, fermierii vor putea beneficia de sprijin financiar prin intervenții măsuri aferente sectoarelor vegetal și zootehnic în conformitate cu planul strategic PAC 2023-2027, respectiv PNDR 2014-2020, Sprijin finanțat de Fondul European de Garantare Agricolă și de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul național, denumite astfel plățile directe decuplate, plățile directe cuplate, ajutoare naționale tranzitorii, măsuri de dezvoltare rurală pentru care fermierii pot solicita plăți compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020, măsura 10, agromediu și climă, măsura 11, agricultură ecologică măsura 13 plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice din cadrul PSPAC 2023-2027 de 10 zone afectate de constrângeri naturale semnificative. Se va completa o singură cerere de plată chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia deține terenul situația înscrierii în registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA deverințele privind utilizarea terenului conform înscrierii în registrul agricol. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii de plată și să fie valabile la data depunerii cererii deferințele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către Asociația Agenția Acreditată pentru Înființarea și Menținerea Registrului Genealogic al Rasei, Oficiul pentru Zootehnie Județean, pot fi transmise electronic prin platforma pusă la dispoziție de către APIA cu informarea fermierului. De asemenea, fermierii care dețin animale în exploatație au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate. Corectate în baza națională de date și să se adreseze centrului API în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic înainte de accesarea IPA online, responsabilitatea privind egalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și sau autorității. Care a emis atestat aceste documente după caz. Fermierii care sunt deja beneficiari APIA își vor actualiza la completarea cererii doar datele ce au suferit modificări față de anul anterior. În acest fel se reduce timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a introduce date greșite este mai mică. Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării cererii și declarațiilor atașate acesteia. Fermierii pot semna cererile folosind și semnătura electronică. În această situație este necesar să se anunțe prin mesaj telefonic sau prin e-mail funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic. Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile parte a cererii de plată se vor semna de asemenea electronic la aceeași dată. Informațiile detaliate pentru accesarea fiecarei intervenții, măsuri de dezvoltare rurală, inclusiv hărțile și listele cu UAT-uri eligibile pentru M10, M11, M13, pot fi consultate la centrele APA și pe site-ul www.apa.org.ro. Foarte important este ca, înainte de semnarea cererii de plată 2023, solicitanții să verifice încă o dată informațiile înscrise și documentația depusă.